Încă un dicton sfânt al fratelui Traian, care poate ar trebui să fie pentru noi felul de a fi. Întâi să fim și apoi să facem. Cât de important este ca întâi să fim ostași ai Domnului. Întâi să fim oameni născuți din Dumnezeu. Și apoi să vorbim despre nașterea din nou. Pentru că a face teorii despre nașterea din nou este ușor. Dar mărturia cea mai mare este mărturia omului care cu adevărat s-a întors la Dumnezeu și a schimbat viața lui și aceasta o arată comportamentului, trăirea lui. Pentru că viața omului născut din nou este un întreg, nu este o vorbă și o teorie. De aceea mulțumim Domnului că am putut să stăm câteva ceasuri Sfânt Sfânta Vratului Traian. Să ducem mulțumirea noastră, recunoștința noastră, prin osul nostru de dragoste, pentru Părintele nostru care ne-a născut prin Evanghelie, prin suferință în lanțuri pentru slava Împărăției Lui Dumnezeu.